Bună seara, vă salut cu respect. George mă numesc și astă seară vreau să vă prezint pe cineva special pentru mine, pentru sufletul meu. Te văd bine, mă, taci morții, măti. Nu mă pui tu, bă, taci. Uite-mă, stricăm vlogul să moară mamă. Lasă-mă, mă, să-l fac. În seara asta vreau să vă prezint pe cineva special pentru mine, pentru sufletul meu. Dacă cei care mă urmăriți știți exact, în toate povestirile mele vă povestesc de fratele meu de Orlando, care am copilăria mea, iubirea mea și viața mea, ăsta a fost. În sfârșit, după 5 ani de inactivitate... Da, noi am fost și... După o inactivitate de 5 ani a reușit să se facă viu, a avut un mandat de executat. A avut un mandat de executat și 5 ani n-am avut legătură cu el. Ăsta este fratele meu, este băiatul din povestirile noastre, din viața asta, peste tot a fost cu mine. Și tot ce v-am povestit sunt întâmplări reale, adevărate și astea nu sunt toate. O să vă povestim mai multe și de Caterinca, pe aia cu Matincuța trebuie să o facem neapărat. Da. S-a stins cu Matincuța, aia trebuie să o facem pentru frații noștri, să râdă și ei. Da, deci niște nenorociți care... Băi George, te respect pentru telespectatorii tăi, bună seara la toată lumea, te respect pentru ei. Îmi dau ochelarii jos, nu pot să stau cu ochelarii, lasă-mă cu ochelarii tăi, că nu-mi place. Vreau să mă vad așa cum sunt eu. Corect, frumos. Orlando frumos, respectos. El e Orlando Frumosul, așa se auto-intitulează, e în război cu mine din clasa întâia, care spune că el e mai frumos ca mine și mai talentos. Corect. Corect, așa e. Toată viața mea i-am dat gagici lui ăsta. Bă, să mor eu, deci orice s-a luptat, orice ar fi, vă recunosc în fața la toată lumea, să mă arăt toată lumea. Ăsta, George Ionescu, a fost și o cagicar mare pe tot lucra pe școala noastră. Dar ăsta a fost numărul unu, primul care a fost în fața mea tot timpul. Ăsta a fost șeful meu. L-am bătut toată viața lui l-am bătut. E adevărat, uite, recunosc că fata l-a bătut. Băi, e adevărat, când te-am dus la Claudia, în fața blocului, ce ai zis când ai văzut? Mă, cine e asta? Mă, cine e nasoala asta? Mă, nebunule, mai nebunic. Nebun asta, cu urât asta. Invers. Imediat m-am luat mașina și m-am dus la ea. Eu, fraierul, am halit-o. Că el fiind mai mare ca mine, am zis, bă, poate, bă, știu ăsta ceva, ai înțeles? Păi mai mare, mă, cu un an de zile. Păi erai mai mare, nu? Erai mai mare. Îți dai seama, zici că sunt cu 10 ani mai mare. Păi știi de ce de un halisem, fraiere? Că tu fusese și însurat. Și zic că stau, știi, cu fetele, cu astea, că n-o fi cine trebuie. Unde, că fusese măsurat, era mai prost ca el la femei de... Bă, fraților, o frumusețe de fată, mă, era Claudia asta. Fraților, eram de o prostie rar întâlnită, să stai cu o femeie. Bă, dar ia zi-mă să mor tu. Auzi? Ore și să nu-i faci. Până nu i-am zis cu japca. Cu filmul, să-i spun, ți-a plăcut filmul? Da. Și ea de unde să aștepte altceva și zicea, mă, nu, ți-a plăcut filmul, ce frumos a fost. Da. Dar auzi, bă, dar mai ții minte la când am furat banii lui, când am furat banii lui Vasile. Da, puțin mai așa, George, ca să mă văd mai bine, puțin mai în stânga. Hai, bravo, gata. Auzi, băi, când i-am furat banii lui Vasile, dar am luat taxiul până la Arad, sau unde, mă? La Arad era, nu? Dumnezeu să-l ierte până Vasile a lui Cuzea. L-am lăsat, dormea în mașină, bă, să... Da. Că ce ne face nenorocitul? Al nenorocit, fratele nostru, Cornel. Dumnezeu să-l ierte, să fie țărnaușar. Ce credeți, mă, că el ne zice? Vine el, că nu mai umblam cu el. Că el se împăcase cu Aura. Și acum era cu mine. Da, vine la noi și că, bă, bulangilor, mâine l-ar pe socrul meu și plec în America. Dar eu îi zic lui ăsta, zic, auzi, bă, bulangiul ăsta l-ar de pe socrul. Nu l-ar de noi înainte. Da, asta ce, bă, știi ceva, știi că zici bine. Ce ne-a venit nou în cap să-l ardem pe Nea Vasile? Mâncava și gura voastră și ajungem pe la Arad, pe acolo. Ia zi-mă, cum am ajuns la Arad, s-a îndrăgostit aia din... La Orade. Orade, așa, la Orade.
De-aia zi, mă, când am ajuns acolo. Ajungem la ora și eu acum am zis, copil, mă, de unde eu n-aveam minte, de, copil. Și vine unul șmecheră și zice, după la ora, bă, ai bine, să jucăm și noi o partidă, cu tare, cu $100, cu tare. Eu acum am zis, copil, mare, și acolo, la prima oară cu mine, bă, nimic, zice, mă lasă să-l bat. Și a doua oară pe $100. Am fost prost. Am jucat pe $100, m-a făcut praf ăla. Dar nu îți dai să plăduc că îmi joacă, nu mai joc cum te trească familia ta, ești prea bun pentru mine. A fost prost, n-am știut să-mi ia bani. Dar ia zi, mă, dar ia zi, cum am ajuns acolo, dar am luat cameră. Recepționera ce mi-a zis? Nu, tu ai minte, tu ai... Cum mai știi că azi la 3:30 sunt la tine în cameră? Ți-am zis, Orlando, ține banii. Domnule, nu știu dacă m-ai ajutat. Știu că tu erai cu una, acolo. Păi aia, recepționera. De unde eram cu una? Recepționera. Păi, erai, tu aveai, nu știu, aveai ceva, copilul cu aveai altceva. Nu aveam lucrurile astea. În toate, că eram și-o drăguț, dar nu vreau. Da, erai. Te-am lăsat cu banii și te-a ars lumea. Cât am stat eu în cameră. Eram prost de bubuia, bă. Singurul meu, bă, Orlando, da. Era cea mai mare calitatea mea, eram prostul cu buia. Eram capabil să fac bani. Dar rest, prostul... La femeie era slab rău. Auzi, bă, da, fiți atenți, bă, fraților. Fugim noi, ajungem pe la Budapesta, ne facem pașapoarte ungurești. Și de ce am ajuns noi în Iugoslavia, că n-am înțeles nici în ziua de astăzi? Păi, noi inițial... Da. Noi inițial am vrut să trecem în Grecia. Noi inițial am vrut să trecem în Grecia. În Grecia, nu? Și de-aia trebuie să... Grecia, dar noi... Da. Auzi, bă, dar noi nu știam că e război acolo. Da, nu știu de ce ne-am sucit. Nu mai țin. Mă, lasă că de sucine am... Bă, de sucine am sucit la Belgrad, că am zis, luăm un taxi și mergem acasă. Dar cum am ajuns noi acolo fiind război? Asta n-am înțeles. Păi noi vreau să trecem pe Iugoslava, Iugoslavia și Grecia, bă. Și noi nu știam că e război acolo? Nu știam. Noi nu știam, sigur. Eram copii, da, mă, da. Noi eram copii, noi nu știam. Noi nu știam ce e la război. Da, ia zi-mă să mor tu, am luat taxiul și ia uitați-vă pe mine, îmi bag pașaportul aici. Ăsta fraierul își bagă pașaportul, ascunde bine. Ai înțeles? Acum eu în față la taximetrist, mai asum. Și ce crezi, mâncați, ești taximetrist și zdreanța aia de taximetrist? Mă las să mânc cava și gura voastră direct în față la Vameș. Când mă dau jos... Pașaportul în cămașă și cămașul era și transparent. Da. Eu îi dau pașaportul românesc, ăla pune, aici, ce e acolo? Dar eu zic, ce să am? Ce ai mă acolo, îmi zice ăla. Zic, Orlando, ne-am turnat să moară familia mea. Îmi ia pașaportul, mânc cava și gura voastră. Aoleu! Voi sunteți spioni, ce zicea mă, că suntem spioni, nu? Băicuța mea, știți câtă bătaie mi-a dat? Și ăsta stătea pe băncuță. Ăsta stătea pe băncuță, cu minte mâncava și uite așa stătea, că el nu era. Era nevinovat, mă. Da. Vezi, Doamne, ăsta era vinovat, ăsta era infractorul. El era cu minte. Adică ăsta e infractorul, spărțiți-i cu bătaia, că sunt nevinovat. Mâncava și cu la bătaie, când am ajuns la cică și când ne-a deschis bagajul și când am văzut și la mine. Acum eu râdeam de el, pentru că eu când, în timp ce luam bătaie, ăsta se uita la mine așa cu minte, el era la cu minte, eram nenorocitul. Și eu în gândul meu zic, fă-ți morții tăi, mamă, ce bătaie îmi dă ăștia și mie și lui ăsta nimic. Ai înțeles? Și când îl descoperă și pe el, când îl descoperă și pe el, mi l-a luat, acum eu râdeam, bă, bătut, distrus. Eu râdeam de el acum, zic, gata, țuiești de te morții, mă. Băi, mâncava și gura voastră, ce crezi că se întâmplă? Ne duc ăștia, gata, la pușcărie cu voi. Băi, fraților, în drum spre pușcărie vedeam, băi, nene, în mijlocul munților, o pușcărie neagră, urâtă. Băi, mâncava și gura voastră, ne-a luat pișarea, mă uit la Orlando, el la mine, zice, aici o să ne rămână oasele ăsta, zice, aici a murit mâncați-și. Dar zic, să moară familia mea, ce o pușcărie urâtă n-am văzut în viața mea. Ce credeți, mâncavași? Ne bagă ei acolo și în 10 minute ne pun liber, mâncați.
Ia uite-ne pe noi când am ieșit de la pușcărie, ce ne luam în brațe, ce fericiți eram. Dar ce credeți, nu mai aveam una de un leu. Ne luase tot, pașaport, bani, tot. Ajungem acasă. Vreau să vă spun ultimul. Eu sunt Orlando, eu sunt fratele lui George de jucător. Ca să mă cunoaște, vreau să mă cunoaște toată comunitatea lui George, care mă cunoaște, vă salut, vă iubesc, vă respect. Eu sunt Orlando, care sunt nepotul bun al lui Ignat. Al lui Ignat? Bravo! Vezi că te-ai blocat, băi! S-a blocat imagine. Nu, eu nu m-am blocat, eu mă văd bine. Acum te se blocase. Ăsta este nepotul lui Dana lui Ignat, mă. Este nepot al lui Dana lui Ignat, mama mea, Mia, cu Dan, der primar de-n frații. Dana lui Ignat, bă, legenda României, repet, da? Mamaie, mamaia mea, mama lui Dan, surorul. Dan. Dumnezeu să-l ierte. Mama Dan de primar. Ma Dan când a plecat în Germania, stătea la mine, în casă, la Gloria, cu Mariana. Nu mai știu acum, nu mai știu cu Mariana, că știu că are și un băiat cu Mariana. Mă înțeles, în afară de Nicușor și de Mihaela, că l-a luat cu nevasta lui, cu Steliana, mai are un băiat separat și cu Mariana. Și stătea la mine în casă, eu dormeam pe impact, Mariana și Dan. Familia lui. Da. Când vă spuneam eu de Dana lui Ignat, băi, adevărat, când a murit Dan, eram noi în Ungaria. Eram în Ungaria. Și am... Ne-am plecat în Ungaria, am plecat special pentru... Pentru Dan, dar am ajuns... Și când am ajuns, deja îl îngropase. Și am luat și noi casetele să ne uităm la casete. Ajuns acasă, în copasă pe Dan și ne-am dus la un restaurant, nu mai țin de ce era unul pe mulți și mai țin de că i-am făcut o mănâncare. Da, 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 da. Da, nene, așa e, așa e. Auzi, bă, dar mai ții minte că am luat casetele, să ne uităm și noi. Eu cu tine și cu bulgarul, bă, bulgarul, cine-i bulgarul? Smart 2 România, ține bunit? Băiatul lui Tomcică. Bulgarul Florin, care era Smart 2 României, familia noastră, e unchiul lui Orlando. Cumnați, da, cumnatul. Fratele nostru, am crescut cu el acolo, era, bă, voi vă dați seama dacă noi eram frați cu... Peste noi, ca să înțelegeți, mâncava așa, peste noi, să mor eu, interesați. Noi nu vorbim, mai grea, vorbim de povești. Ești el un pic băut, că abia a ajuns acasă, după un mandat de 5 ani în Italia. Și cum a ajuns, bineînțeles, primul telefon mie mi l-a dat. Vă dați seama, nu? Asta e nevasta lui Vio, lui Viorela al meu. Sărmâna. Asta e prima mea nepoată, asta e viața mea. Să moară familia mea, de nou asta e calificat. Brav! Deci asta... Să-i dea Dumnezeu noroc și sănătate. Păi dacă e nevasta lui Viu, e fata ta. Și calificat, dacă rog Viorel e calificat și nepoată mea trebuie să fie calificat. Păi corect! N-avea cum altfel. Și asta e fata mea, nu e nepoată. Asta e fata mea. Corect! Ai înțeles? Băi, deci toată România să uită, uitați aici. Asta e fata mea. Da. Ia dă-l pe Viu, mă, dă-l pe Viu. Dă-l pe Viu. Te pup, Viorică, te pup, mă. Ăsta e. Da, m-a venit familia, e la acasă în București, acum e și el de câteva zile venit și se bucură de toată lumea, de toată familia lui. Copiii mei, mă, să nu se... Corect. Să mă copii. Și Catalina are doi copii cu cetățeni mari.
Și Semi, câți copii are? Sebi, cât? Sebi are o fetiță. O fetiță? Să-i trăiască. Alia. Da. Mersi și pe frască fetița ta și să-ți dea Dumnezeu nepoți cât mai curând. Să dea Dumnezeu, că de când... Vreau să am nepoți, voi vreau să am nepoți și de partea lui Vita. Așa-i, păi da, corect. Da, păi până la urmă stai puțin, că mai au și tu Vita. Păi n-ai cum altfel, eu încerc de câțiva ani de zile, Orlando, de câțiva ani de zile. Stai că mai am și de Vita până la urmă, e vină fântă. Hai! Nepoți. Păi da. Asta zic și eu. Băi, George, ăsta e viitorul nostru. Familia, copii, nepoți. Satisfacții. Când vezi nepoții să plimbe pe jurul tău, să strige, bă, vreau aia, aia e frumusețe. Așa e. Băi, vi l-am prezentat, mă, pe Orlando, să am o grămadă povestiri cu el, o grămadă vloguri, vreau să fac cu el, vreau să fac cu fratele nostru. Nepotul lui Dana al lui Ignat, nepotul lui Bobi al lui Gheoală, cumnatul lui Florin Bulgaru, smardoi României, Jean al lui Toncică, care vă fac o povestire de legenda României original, Jean, milionarul României. Vi-l aducem și pe Jean. Vă aduc, mă, pe toți băieții. Eu când v-am spus că o să vă aduc băieți, la băieții ăștia care vorbiți mult și prost, o să vă fie rușine să mai ieșiți din casă. Din filme. Din auzite sau din povestiri sau nu, George vorbește ce a trăit, ați înțeles? Interacțiunile noastre de viață. Jean Tălcica a fost primul milionar. Nu era încă, când era Jean milionar. Nu exista. Și în afara faptului, potența României mâncava și gura voastră, l-avea pe bulgarul Florin și pe Dima Cornel, familia noastră, care nu umărea nimeni, bă, toți legendele astea care ați auzit voi de ei. Fiți atenți, eram eu. Muți. Cornel Dima. Bulgar. Sonca Costel. Mâncaia zâmbătuit. Mai ținite. Când vrea să rupă ușa peste noi, dați-mi-o, bă, și mie pe Claud. Robert, Dumnezeu să-l ierte. Alu Gheoala, alu Bobi. Frate. Ala a fost viața mea, sufletul meu, inima mea. Ala a fost totul, ca să înțelegeți. Când am urmărit Robertul, eram cu el în mașină, în spate, cu banchita din spate și mi-am făcut uși. Eram la dat toți, ca să înțelegeți. Și s-a întâmplat o mașină în față, tot am trecut pe roșu. Ne-am luat și noi după ei, am trecut și noi pe roșu. Și era o mașină pe stânga, în față la metrou la Cuvărești. Era o mașină de capot, dar civilă, dar de-a bun îmbrăcat. Și acum nu am luat-o, a luat-o și mașina în topul după noi, acum sunt de alunecuș pe stradă, care a 27 ianuarie, 2006. Nicoluța a pișcat puțin frâna, s-a desfăzut. Noi, când i-am văzut, am oprit mai încolo, eram eu, Robert, Sile și un băiat dat la voare. Și am oprit ca să-l luăm pe loc. Aveam interviu la el. Haide-mă, bine-o fac. Bobi, în loc să vină la mine, a luat pe cum. Mi-am dat și eu după mașina, am băgat mașina în băscuț, între pomișor așa. Și spre eu, bă, aruncă o mitraliere, aruncă armă. Cu o mitraliere, de bun. Nu pot. Vă dați seama, noi eram urmări general, am mandat de 2 ani. Nu mă gândeam eu, vedeam să mă pune cu domnul la bat, la Cristi. Și am luat-o pe pot, am început cu Cristi, când am văzut ea și eu pe bine de poliție. Și am început să
Mă, normal. Luci. Robert, după partea aia, la altă creatură, când a zis că e bă, a sfârșit toată lumea și m-a sunat de și că era cu... Robert a venit după partea aia, la altă, bă, și a mâncat cu capul. L-a venit scos cu pistolul, băi, bă, aruncă arma cu tare cu trage și Bobby a zis, bă, mă dă pistolul în teatru, că cum trage în glonțul, te ciruiesc. Și deci a început să se înțeleagă. Robert când a venit pe partea asta, nu mai așteptă, că astea tot în parc la Gabo. L-a luat, formă, l-a luat de mine și de picior și l-a aducat în modul morții. Ai înțeles? Când să se întoarcă, vreo, zice, Gabo, și-a aducat în domnul tău, cu domnul tău, și până cu domnul tău. Când să mă arăt, dacă îmi prima, pe tipul ai să ne, ca și cel lui Bob, pe tipul. Pe tipul ai să ne aducă că ne omoră, s-a aruncat cu rău. Când s-a aruncat Robert, l-a luat cu rinții. Bă, din Bobița, ai înțeles? La pădlațiul la Bob. Bobi când a văzut, s-a aruncat și după el, dar da, Bobi care l-a aruncat în mineapă, l-a prins pe Bobi de aici. Ai înțeles? Și mi-a dat voi. Și Bobi n-a apucat să-i schede, că tu fă, fă apă, băiatul meu, calcă apă, cu tare, cu tare. Robert atunci a intrat toată în apă, a ieșit, i-a zis lui Bobi, tată, să ai grijă de Roberta, că eu mă duc. Robert nu s-a înnecat. A făcut ipotermie, da. A făcut infarct. Infarct, da. Alergând, a alergat, s-a încălzit corpul și când a intrat în apă aia rece, în sensul ăla, a făcut infarct. Ai înțeles? Da. Lasă-mă ăsta, facem o povestire despre asta, facem... Eram cu Dana atunci, cu sorta. Cu nevasta mea, nu știu, și cu... Să mă iertă pentru tot. Deci, mă... Deci și cu ocazia asta... Gata, mă, iar mă dai de belea cu lumea! Așa, gata, lasă-mă, lumea te interesează pe tine și așa nu vorbești cu ei, lasă-i acolo. Eu sunt cumnatul tău, eu sunt fratele tău, eu sunt viața ta. Punct. Da? Punct. Eram cu Dana, că n-ai cum să uiți chestiile astea. Și dacă vrei, aoleu, că nu că aude... Unde erați? La Nicu, nu? La Nicu acasă, la Nicu Olga. La Nicu, la vilă, da, la munci. Și am ajuns și ne sună Bobi pe la 3 dimineața. Am murit rău. De seama că n-ai cum să crezi, adică nu... Și dacă vrei să crezi, nu ai cum să crezi. Că stai mă așa, că... Acum eram cu el, acum mâncam un cocoș în spate cu el, deci nu... Mai ții minte că m-ai sunat în hohote și ai zis, a murit Robert! Da, îți dai seama. Bă, și a murit. Până la urmă nu l-a găsit pentru că el făcuse infarct. Două zile a durat până l-a căutat scafandru. A adus scafandru de la Constanța, l-a căutat două zile, nu l-a găsit. Și până la urmă a secat cu Bobița, ca cu pastorul de gust și l-a găsit așa, știi? Da. Tragedii, bă! Și ca să mai spun frații mei, are o fată, Roberta, Robert. Să-i trăiască! Da. Ne urmărește, am văzut-o că mă urmărește, să uită la toate vlogurile, să uită. De o frumusețe rară, răbitoare. Roberta e copilul meu, Roberta e fata mea, Roberta e viața mea, Roberta e tot pentru mine, tot ce mi-a rămas la Roberta. Eu când o văd pe Roberta, mi se mai piciorul. Deci să mor eu, deci numai când o văd pe Roberta, deci nu mai zic George că dacă îmi zâmbește la mișto așa. Zici că e Robert! Să moară viorel? Nu, să moară viorel, dar când nu se mai picioare. Deci nu se mai picioare, deci nebun. Da, da, are fața lui Tasu, bă. Deci eu iubesc pe toți nepoții mei, să moară familia mea, ne dă la măsură, pe viorel, pe Sebi, pe Dar. Deci pe toți, e copiii mei, ăștia, unde eu n-am copii. Ăsta e copiii mei, orice s-a luflat, orice mi-ar face. Dar când o vei pe Roberta, nu se mai picioare. Normal, bă, că e mila, e durerea, e tot. Mai ții minte, auzi, bă, mai ții minte la Tropical?
Bă, respirația mea. Bă, mai ții minte? Bă, gata, lasă-mă să fac vlogul ăsta. Auzi, bă, mai ții minte? Bă, mai ții minte la Tropical când s-a îmbătat Robert? Când am băut noi de ne-am îmbătat, de era cu Mihaela și plângea el de tăicuțul lui că era la Budapesta și zicea, zice, bă, să moară tăicuțul meu, eu mă omor, mă, pentru ăsta, eu mor pentru el. No. Ba da. Stai, stai că nu ți-am ce-am. El atunci a plângea că Bobby era arestat în Franța cu prima cu Toscanescu. Lași, bă, că lumea nu știe. Bulangii ăștia, fraierești. Robert era, Bobby era în stata în Franța, că l-am pușcat să protectam. Și Robert, îți dai seama, pasul, viața lui, îți dai seama. Doamne, ce mai frumoasă ne poate de lumea asta. Pum! Auzi, băi, eu am făcut un vlog despre Topcanezu și i-am spus că greșeala lui e că s-a certat cu Bobby. Ai înțeles? Dar lumea zice că, domne, că nu e așa, că... George, hai să spun ceva. Mardoială. Se ține acum pe timpul Ceaușescu. Păi, da. Dar nu după. După exista... Lasă-mă, exista, băi, băi, Orlando, exista și a existat dintotdeauna. Lasă-mă să zic ceva. Băi, cu Bobby nu exista smartoială, mă, că l-ai mafiot, ești nebun. Asta îi zic, n-aveai tu cu Tocanezu să te iei cu Bobby. N-aveai cum dacă erai băiat, deștept. Nu exista așa ceva. Păi vezi. Când vă spun eu, bă, în povestirile astea, ăștia care stați mesaje, că eu nu știu. Eu știu multe, mă, fraierilor. Ăștia, știți voi. Hai să vă mai spun o poveste cu gemenii. Gemenii care au dominat Bucureștiul. Sandu Geamănu, Petre Geamănu și fratele soara lui Sandu Geamănu. Marinică sau... Erau gemeni. Nu. Sandu cu... Marin, mă, parcă, nu? Marin. Da. Sandu cu Marin erau gemeni. Da, da. Și Petre pe separat. În fin. Bă, eu am și dovezi. Uite pe Leo al Lucii, care îl cunoaște, cred că îl cunoaște tot TikTok, îl cunoaște tot Facebook, toată platforma asta îl cunoaște pe Leo al Lucii, sau mai actual, Leo Mădă. Leo. Era acolo de față. Era acolo de față Tristian, cu Calaru. Era acolo de față Malu, care e Malu, mâncată și îl cunoaște pe lumea. Okay. Și eram pe... Stai, bă, nu mai da toate povestirile. Trebuie să le facem treptat. Stai, mă, să dau repede. Stai așa, că ce facem, oprim vlogul ăsta și intrăm live. Hai. Vă pup și vă iubesc și urmează-mă multe povestiri. Ceea ce eu v-am povestit, voi vedeți, eu vin cu probe. Vin cu probe și cu oameni care vorbesc, ce spun eu. Eu nu vorbesc din filme. Eu v-am spus, când noi eram niște copii, într-adevăr eram niște copii, aveam 15 ani, dar să moară familia mea dacă pe acolo se trecea, dacă nici măcar nu-și permitea cineva să ne deranjeze. Pentru că eram prea puternici în spate. N-aveai cum să-ți permiți. Ești nebun, păi dacă era familia noastră în spatele nostru, cine era? Bulgarul Florin, Dima Cornel, Dima Robert, mă, cine, Somca? Familia lui Gheoală. Familia lui Gheoală. Cine putea să mârie în oraș? Sunteți nebun la cap? Nimeni. De asta vă spun, când îi aud pe ăștia că vorbesc de smardoială și vorbesc de șmecherie care au fost numai la televizor, păi noi furam $1000 pe zi, băi. $1000 și eram copii. Ne jucam cu ei și aruncam și a doua zi n-aveam nici bani de taxiu să ne ducem în oraș. Așa ne băteam joc de bani. Mi-am nenorocit familia, i-am nenorocit familia. Asta e. Dar ca să înțeleagă lumea, că noi am trăit la... Noi eram în altă ligă, când i-au zis, nu te știu. Păi n-ai, mă, cum să mă știi tu pe mine. Trebuie să fi fost în liga întâi. Băi, George, să moară familia mea. Deci eu le spun acum în premieră. Deci în premieră la următorul timp.
Eu eram prieten bun chiar cu Nicu Gheară. Nicu Gheară înainte se numea Nicu Roșcatu. Ai înțeles? Nicu Roșcatu, pe timpul Ceaușescu, umbla cu Piciu Goldeanu. Nu se spune. Nicu Gheară, Nicu Roșcatu, antrenor, eu fiind copil, îți dai seama, puși 14 ani, îți dai seama, umbla și ăla e machinț. Și acum eu fiind prieten, îți dai seama, cu Nicu Roșcatu, Gheară, cu Piciu, cu toți. Băi, Nicule, băi, nene, eu învățăm și cu mine, cât să zic și eu pe italiană, vrei să schimb bani. Eu nu știam, îți dai seama, să știu eu pe italiană, eram pe domnul Ceaușescu. Nicu Gheară, Roșcatu și Nicu Gheară actual m-a învățat pe italiană cum să vorbesc, să schimb bani. Pentru că noi atunci eram științari copii. Eram la Imacent, eram la toată. Imacent ce însemna, bă, te dădeai străin și încercai să găsi cât un gherțoi, cât un fraier, cât un... Bulgar, te dădeai bulgar. Bulgar, polonez, depinde ce... Voi, ce... voi cum mă vedeți acum, eu eram prieten cu Bulgară, care chiar acum, Nicu Roșcatu, Nicu Alimeluță, erau și multe români. Cu toate astea, că sunt paranteze, că eu făceam parte într-un frontist. În afara faptului că este și un... Era cea mai puternică familie să moară familia mea de București, deci ca să înțelegeți, când zicei familia rurală, era cea mai puternică. Așa e, fraților, așa e. Cei mai capabili, toți frații, Dumnezeu să-l ierte pe Nicu, Sile, Bobi. Era cel mai mare pișnițar, cel mai bun. Capabil. Din România. Deci era numărul 1. Era și este. Nimeni n-a trecut pe unde a trecut Bobi. El e legenda bișnițarilor. El și cu nea George Alcuza. Vă dați seama, eu cu George, vă dați seama când am început că nu avea nimeni cine să ne ia banii. Noi umblam pe stradă cu copiii la șmecherii din zi, cu părinții. Peste tot și doar că mă cunoștea pe unde mea, să ia lui Gheoala. Nu se trecea. Și în afară faptul, bă, Orlando, noi am mers pe stradă cu părinții la copiii ăștia care sunt șmecheri în ziua de astăzi. Cu părinții lor. Bă, să moară familia mea, ascultați-mă pe mine, că vă știu. Părinții la copiii ăștia care vedeți cu ei acum să moară familia mea, dacă îmi zicea, băi, îmi doresc și eu să fiu ca Orlando, ca George, ca ăștia. Bă, să moare dacă vă minte, nu vă minte. Dacă ne lăsam părul lung, băi, adevărat, dacă ne lăsam părul lung... Noi am fost calificați, credeți-mă. Deci noi am fost șmecheri, dar niște șmecheri de ăștia au fost simți mari ca tot. Mari, ne iubea toată lumea, mă. Să moară familia mea, dar nu ne uitam să rămână și la familie care vindea simțe. Băcam una în buzunar, ne vindea simțe, băcam una în buzunar, câteva sute, ia să ia acolo. Pe toată lumea, de-aia ne iubea toată lumea. Cum să nu te iubesc? Caracter, educație, respect. Toți șmecherii ne iubeau. Toți șmecherii. Să vă povestească cu chestia când a murit Fane, din cauza lui. Eram la Hrăstău. Eram cu Găcică. Gata, mă, lasă-mă, nu mai faci povestire acum. Stai să intrăm pe live. Hai să vedem vlogul ăsta. Băi, vă pupăm. Vă pupăm și urmează povestiri cu Orlando, nepotul la toți șmecherii României. Inclusiv a fost nepotul și al lui Ilie Ursaru. Nepotul lui Dana lui Inata. Nepotul lui Bădele Goală. De toată familia, dar că sunt al lui Gheoală. Al lui Gheoală. E băiatul lui Ilie, al lui Gheoală. Dumnezeu să-l ierte. Nu, a fost Gheoală. Deci tataia al meu a fost Gheoală. Eu sunt băiatul lui Ilie, al lui Gheoală. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l întâlnească. Nepotul lui Ilie Ursaru. Lui Codiță. Codiță, bravo. Cel mai mare pâncaș al tuturor timpului este. Lui Codiță n-a fost arestat niciodată pentru șuteală. Șuteală. Și Codiță cine credeți că era? Era fratele lui? Tata lui Argentina. Și fratele lui? Nu. Era tata lui Argentina. Bărbatul, sora lui mama. Dar Codiță
eu eram considerat ca băiatul lui, cum era Argentina, și eram considerat că ai crescut la el în casă, nu? Tu. Îți dai seama, normal. Nepos. Mă trezeam dimineața cu Argentina să moară familia mea, da? Cum era înainte, pap de la cu recamier, știi? Recamier de la care ridica aia și mă plăcuma, cum era înainte. Să moară familia mea, să ducea codiță Dumnezeu să vă odihnească, cum era la drum, așa înseamnă, de la drum. Adică la drum însemna pe la târguri, pe în țară, pe azi, și când veneam, îi trezeam cu așa pachet. Deci cu așa pachet, cu 100 de lei, poate cu ce ba, mulți. Și mai chiar omul calificat, Dumnezeu să-l ierte. Și ce credeți? Argentina e sora lui Orlando și e sora mea, am crescut acolo noi. Argentina e sora mea, e viața mea, Argentina. Nevasta lui Bulgarul, lui Florin. Oricând, dacă mi-ar ține cineva să-mi dau viața într-o secundă pentru Argentina, într-o secundă, nici nu stau să mă gândesc. Că Argentina e focul meu. Punct. Gata, băi, întrerupem aici. Vă pupăm, vă iubim. Și urmăriți-ne că vor începe povestiri și cu ăsta, vor fi și cu fratele nostru, că am uitat să spunem, fratele nostru original, Gogu Pineru, va fi și el la povestiri, nebunul a fost cu el la pușcărie, are foarte multe interacțiuni cu Gogu, să vă demonstrăm cine a fost Gogu, dacă mai e nevoie, dar sunt multe interacțiuni și multe povestiri de povestit și țineți aproape. Se cheamă, adică era fratele meu, Jim. Jim. Așa era, așa prima, Jim. Ce mă ajuns fără acolo? Gata mă, acum nu asta povestim, nimic. E nebun bă, fraților, ăsta vrea să povestească tot. Vă pup și vă iubesc, hai. Vă pupăm, ceau. Salută-i și tu pe toți, salută-i pe toți și spune-le la toți să intre pe TikTok și să-ți dea urmărire. Intrați pe TikTok, frații mei, în cava sufletul vostru, Orlando Stan. Orlando Stan pe TikTok. Dați-mi de urmărire de aia, că simt... Ca să poată să intre cu Gogu, să poată să vorbească ei. Vă zic eu, să moară familia mea, pentru că vă zic eu tot. De tot șmecheri. Eu vă zic tot, bă, eu nu stau la discuție, tot vă zic. Hai, vă pupăm și vă iubim, Doamne ajută. Vă pup și vă iubesc. Doamne ajută.